Deși domeniile sunt variate, mai ales pentru persoanele cu studii medii, nici locurile de muncă nu sunt mai prejos. Majoritatea sunt în municipiu, iar altele își așteaptă ocupanții la Reghin, Sighișoara și Târnăveni. În acest moment, în județul Mureș, avem un număr de 291 de locuri de muncă vacante. Majoritatea sunt în orașul, în municipiul Târgu Mureș, 100 cam aproximativ 130 de locuri de muncă vacante. În Reghin avem cam 20, Sighișoara și Târnăveni aproximativ câte 50 de locuri de muncă vacante. La sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș au fost înregistrate disponibilitatea unor locuri de muncă și din alte județe. Locurile de muncă sunt atât în domeniul construcțiilor, sănătate, confecții, în industria de consum, deci avem posturi de lucrător comercial, ospătari, bucătari, cameriste, fierar betonist, sudor. Persoanele cu studii superioare care se află în căutarea unui loc de muncă pot aplica în orașul Târnăveni pentru posturi de inginer în cercetare, produse alimentare, asistent medical generalist, contabil șef, medic primar sau în municipiul Târgu Mureș, fiecare după caz. Datorită locurilor de muncă disponibile, rata șomajului în anul 2016 este mai mică, 4,50%, față de aceeași perioadă anului trecut de 6,73%.